Vă salut! Azi mai ajut iarăși la Dacia lui Dorin. Acum nu știu exact cum o să fie astea, că am tot filmat tot bucățele, nu știu cum o să le lipesc una de alta. Să vedeți că nu o să prea aibă sens ce se întâmplă azi, dar nu. Avem o gaură aici de reparat, un lonjeron. O fost iară prins una peste alta. În fine, am scos cam o, nu exagerez, o lopată de pământ din el. Am prins pragul. Sunt doar sudurile brute, nu-i curățat, nu-i polizat, nu-i nimic. Am luat un pic de pauză ca să o încălze toate sculele. Ce am mai prins? Prins podul. Aici. Aici o să vă arăt la un moment dat ce porcăreală a fost făcută, dar uitați, cred că se vede și acum. Iar pete cu unul pe altul și lipit. Mai trebuie reconstruită traversa. Asta o să facem acum. Și aici de reparat că a fost un petec și nu știu dacă vedeți că e gaură acolo. A fost petec pus și o rugim pe lângă petec. Eu mai pun, mai curăț un pic una alta pe la ea. Și când vine meșterul să-i mai dăm o tură. S-au încălzit toate sculele, ard absolut toate. Pentru că e și cald și vă dați seama, noi lucrăm cu foc. Cam asta e deocamdată. O să vă arăt progresul și eventual cum o să reușesc să lipesc restul de chestii pe lângă. Uitați aici meserie. Nu știu dacă se vede. A fost ăsta ruginit. Și s-au pus aici sunt capetele la șuruburi. S-au pus petec pe ăsta fără să-l tai, bineînțeles, fără să-l facă nici cum. Și ăsta, șurubul ăsta, practic nu prinde nimic, uitați. Na, acum trebuie să tăiem cu totul ăsta jos. Asta e progresul pe azi până acum. Oricum o să mai vină un video, că azi vrem să facem cât mai mult. S-a reconstruit, nu mai știu dacă v-am arătat asta sau nu. S-a reconstruit semilonjeronul ăsta. Ăla de jos era, s-a sudat pragul. S-a sudat podul. Și am început să curățăm aici în spate. Dar bineînțeles, eu m-am apucat, am mai găsit niște găuri. Dar chestia cea mai faină e aici. E putred și aici. O să-l cârpească meșterul cumva, pentru că nu avem de-astea de schimb. Și mai avem o problemă și pe aici. Nu știu dacă vedeți găuri. Trebuie să desfacem tot aici puntea cu tot. Arc telescop trebuie scos afară, pentru că, uitați, e și rupt. Asta cu tot aici. Să fie interesant. No. Cam asta e deodată. Facem o pauză de masă. Ah, am uitat să vă arăt asta, uitați. S-a reconstruit și traversa aproape că nimeni nu se cunoaște că e alta. Deci ce am făcut până acum, nu nimic curățat, nu nimic polizat, nu, deci absolut toate sudurile sunt brute. O să le iau la perie, la flex, da, mai încolo. Facem o pauză de masă.